Doamna Anca Hâncu a venit pe la noi să ne arate că postul poate să arate și altfel. Bună dimineața! Bună dimineața! Sunt convins că se plâng pacienții, oamenii cu care lucrați, că în post te îngrași. Exact. Și zic, dragă, eu cu sufletul aș face, dar nu vreau cu șoldurile să trec și postul ăsta. Și de asta astăzi vă spunem la un test. Putem ține post și mai colorat sau mai plăcut? Ia uite, e foarte colorat, e foarte plăcut și într-adevăr sănătos și corect. Pentru că de cele mai multe ori în post nu știm să ne aducem proteine de bună calitate din sursă vegetală, nu ne aducem grăsimi din sursă vegetală de bună calitate, nu știm să le combinăm și atunci rezultatul va fi, nu mâncăm corect, avem diverse pofte, mâncăm dulciuri în exces, mâncăm bomboane și ne îngrășăm. Da. Pâine, paste, evident. Paste sau cartofi pai, macaroni. Și bomboane și uite așa cum se strică echilibrul nostru. Bun. Și am zis, hai să trecem de la teorie la practică, să venim cu niște modele clare, să arătăm cam ce ar trebui să facem. Cum ar trebui să arate farfuria sănătoasă. Noi avem aici niște farfurii sănătoase pentru că sunt porții mai mari, că am zis, mai adaptăm, fiecare își va adapta porția. Cam mari. Cam mari. Avem acolo o combinație între ciuperci, deci proteină de origine vegetală, da. Orez, orez cu legume și orezul este cereală, dar totuși are o cantitate mai mică de proteină și avem ardei copt pentru că avem nevoie și de surse de vegetale. Bun. Sigur că vom combina aceste alimente în proporțiile potrivite, adică să avem aici să fie egală cantitatea de ciuperci și de cereale și poate fi chiar dublă cantitatea de ardei copt. Dar aici sugerăm și sigur că în funcție de caloriile de care are nevoie fiecare, își va adapta porția. Adică asta, eu nu pot să mănânc toate astea trei. Bineînțeles că nu, e mult prea mult. Va fi cam jumătate din ciuperci, jumătate din porția de orez. Asta e foarte pe înțelesul meu. Bun! Mai avem, pentru că astăzi, din câte am înțeles, este dezlegare la pește. Da. Avem prima. Un păstrăv cu puțină mămăliguță, pentru că avem nevoie și de carbohidrat, și cu spanac. Și în spanac e o cantitate foarte mică de proteine, dar proteina, bineînțeles, vom găsi o proteină de bună calitate. Cineva. Cine pârâie, Sorin? Îmi permit că suntem colegi de atâta timp. O proteină de bună calitate în păstră. Bun. Nu e cam mic păstrăvul. Am fost gârciți noi. E suficient pentru o femeie, cam la vârsta mea, e suficient. Poate pentru un bărbat tânăr și activ ar putea fi doi pești acolo. Bun. Hai să vedem ce se întâmplă dacă noi nu mâncăm acel pește sau nu mâncăm acele ciuperci. Deci, practic, sursa de proteină. Ne va fi foarte foame, nu ne săturăm, nu avem sațietate după masă, după care începe pofta de dulce. Și atunci, pe la 3-4 după amiaza, începem și... După ce abia mâncat prânzul. Exact, începem și ronțăim ceva bomboane, o gustărică. Și aici, tradiționala, faimoasa fasole, mâncare de fasole, că ne apropiem și de 1 decembrie. Da. O porție de fasole are înăuntru proteină, are legume, mai aducem niște vegetale, aducem o murătură cu probiotice și... Cam două felii de pâine. Am pus aici o pâine de secară, o pâine bună. Cam două felii de pâine la porția aceasta. Porția aceasta e pentru un bărbat. Pentru mine aș reduce-o la jumătate. Ok. Da? Și mai facem o salată, pentru că aș vrea să avem și o variantă pentru cină. Am adus niște tofu. Tofu este din soia, este sursă de proteină completă. Asta nu miroase nimic. Nu miroase nimic, dar preia din gustul celorlalte alimente cu care combinăm. Mai combinăm cu niște măsline să-i dăm gust. Aducem niște fasole sau năut și atunci avem sursă de proteină și tofu, sursa completă și fasolea sau năutul. Și ce mai aducem? Pentru gust și pentru puțină savoare, niște alune sau niște migdale sau chiar nuci. Iată cum le combinăm pe toate. Și ce carbohidrat putem să punem? Că n-am săturat poate de orez, n-am săturat poate de pâine. Hai să punem niște quinoa, o pseudo-cereală foarte interesantă. Asta și nu supără care pe nimeni. Nu supără pe nimeni și care mai are și, și beneficii și chiar și puțină proteină. Și dacă vrem un pic de aromă, punem câteva bobițe de rod. Păi așa e fain, iată că așa avem o salată interesantă. Dacă și cineva.
și să punem, da, am făcut-o în câteva minute. Și punem și salata. Și iată cum avem, da, eu mă descurcam și fără asta, să știți că nu mă deranja. Bun, și, da, și am fentat o seară, cum ar veni. Și avem o masă corectă pentru o seară, o, da, masă care nu ne îngrașă, dar ne aduce nutrienții de care noi avem nevoie. Să nu uităm să ne aducem proteină de bună calitate. Proteinele din sursă vegetală nu sunt complete, nu au toți aminoacizii esențiali și atunci trebuie să combinăm odată ciuperci, odată fasole sau năut pentru a avea sursele complete de aminoacizi și proteinele complete. Am înțeles. Nu am mai menționat, am pus acolo niște oleaginoase pentru grăsime, grăsime sănătoasă, dar pe salată vom mai pune, aici am pus ulei așa ca pentru, cu generozitate. Deci uite că postul nu trebuie să fie anost. Ulei de măsline și pentru că avem nevoie și de grăsimi sănătoase. Tragem concluzii. Postul trebuie să aibă un pic de culoare, că altfel 40 de zile începi să te rogi la toți sfinții. Să aibă culoare, să aibă gust. Pentru ceva ce nu era în program, dacă mă înțelegeți. Și nu trebuie să fie nesănătos. În plus, cred, și am reținut printre rânduri, că ciugulelea dintre două mese la care nu te-ai săturat... Exact, e foarte periculoasă. Asta pentru ne... că atunci mănânci, ieși din program, ieși din decor, îți aduci foarte multe calorii și le iei din alimente care de obicei sunt nesănătoase, de obicei din dulciuri care doar îți aduc zahăr și nu îți aduc acei nutrienți valoroși de care avem nevoie. Eu știu oameni care țin tot postul, dar au punga de covrige uscați. La îndemână zici că au arsuri la stomac tot timpul. Băi, băi, cine eu? Da. Cu sacul ăla, nu, fără el nu plec nicăieri. Vedeți de ce am pus quinoa, de ce am pus orez și pâinea la momentul ei la masă? Fiecare poate să ducă postul cum poate. Mulțumim tare mult, să rămână, să ne vedem cu bine. Vă dorim o dezlegare astăzi.